Aș vrea ca peste fiecare dintre noi, El să fie stăpânul nostru, numai Lui să-i slujim. Suntem la începutul acestui timp de rugăciune și așa cum am învățat din cuvântul lui Dumnezeu și știm că ce este bine, ca orice lucrare ce o facem spre slava, spre lauda numelui Lui, să o facem chemându-i ajutorul. Și de aceea, haideți să chemăm ajutorul Domnului și rog pe fratele Relu să aducă această rugăciune. Glorie ție, Doamne! Te rugăm, Doamne! Da, Doamne, te rog! Amin. Amin. Voi da citire din Psalmul 142, îl găsim scris în Biblie la pagina 635. O cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul, învărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Numai în nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, căci sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță ca să laud numele Tău. Cei neprihăniți vor veni să mă înconjoare când îmi vei face bine. Amin. Aș vrea ca din nou să lăudăm pe Domnul cu cântare și pentru cei care sunt mai în vârstă sau au probleme cu sănătatea, pot să ia loc în timpul acesta. Să se pârneze din cântarea N-am cuvinte ca să-ți spun cât ești Tu, Doamne, de bun. N-am cuvinte ca să-ți spun cât ești Tu, Doamne, de bun. Mi-ai plecat spre mine, m-ai mântuit. Mi-ai luat povara grea, mi-ai dus-o la Golgota și mi-ai dat în schimb pacea ta. Tu ești cel mai minunat, ești al lumii împărat, de aceea eu îți cânt slavă neîncetat.
stelelor. Nimeni lume nu-i ca tine, puternic Dumnezeu. Fericit eu am să-ți cânt, cât voi trăi pe pământ, de iubirea ce mi-ai arătat. Niciodată singur nu sunt pe brațul lui Iisus, m-ai luat pe veci în mâna ta. Tu ești cel mai minunat, ești al lumii împărat, de aceea eu îți cânt slavă neîncetat. Dai lumină zorilor, strălucire stelelor. Nimeni lume nu-i ca tine, puternic Dumnezeu. Iisuse, înaintea ta îmi aduc azi inima. Văd acum ce vrei, Doamne, cu ea. Ești izbăvitorul meu, unic fiu de Dumnezeu. Ție vreau să-ți cânt, Doamne, mereu. Tu ești cel mai minunat, ești al lumii împărat, de aceea eu îți cânt slavă neîncetat. Dai lumină zorilor, strălucire stelelor. Nimeni lume nu-i ca tine, puternic Dumnezeu. Amin. Nimeni nu-i ca tine, puternic Dumnezeu. El este singurul Dumnezeu adevărat și viu și atotputernicul. Și toată lauda, toată gloria, toată slava se cuvine numai numelui Său. Haideți, în prima rugăciune pe care o vom face în comun, plecați pe genunchi, să venim cu o rugăciune de mulțumire, în care să mulțumim Lui pentru harul ce ne-L-a acordat prin Domnul Iisus Hristos, pentru faptul că ne-a scris numele în Cartea Vieții. Acesta este cel mai mare motiv pentru care îi se cuvine să îi mulțumim. Și plus pentru celelalte, cred că fiecare își cunoaște motivele pentru care poate în această dimineață să mulțumească lui Dumnezeu. Haideți cu toții, plecați pe genunchi, să aducem o rugăciune specială de mulțumire.
Vă rog, ocupați locurile și vom cânta spre slava Domnului. Haideți să slăm pe Dumnezeu din cântarea Lord, I Need You. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need. Your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need. To rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need. Righteousness, oh.
Oh God, how I need you. Vedem cât de mult avem nevoie de Dumnezeu. Și vedem aici în psalmul pe care l-am citit căci David își păstrează încrederea, își păstrează credința în Dumnezeu chiar prin încercarea prin care trece. Chiar și atunci când este ascuns în peșteră, când este urmărit de Saul, de împăratul, ca să ia viața, el în orice situație prin care peripețiile lui, dacă le analizăm, vedem că nu și-a pierdut încrederea în Dumnezeu, ci și-a amintit de dragostea lui, și-a amintit de puterea lui, și-a amintit de brațul lui care îl poate izbăvi. Și de aceea el afirmă aici, cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul, îmi vărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Și noi nu suntem lipsiți de strâmtorări, de necazuri, de încercări. Dar ceea ce vreau să subliniez este să rămână încrederea noastră în Dumnezeu și încredințarea, credința în Dumnezeu să rămână constantă în inima noastră. Orice vânt ar sufla, orice încercare ar veni, să nu ne pierdem încrederea în Dumnezeu. Pentru că El controlează totul, El știe totul. El încearcă deseori ca să ne formeze, să fim mai plăcuți, mai buni pentru El. Și noi să avem mereu acea încredere, chiar dacă vedem că norii sunt negri și nu vedem soarele, să ne gândim totuși că soarele există, este deasupra norilor. Și El poruncește norilor, El poruncește vânturilor, El poruncește furtunilor să dispară și vor dispare. Și putem vedea din nou frumosul soare strălucitor, putem vedea din nou mila și durarea Domnului față de noi, glorie numelui Său. De aceea să nu ne pierdem nădejdea în El. Îmi aduc aminte de anii copilăriei când prin anii 70 a fost acea mare inundație în Ardeal. Someșul trecea pe lângă localitatea noastră și tocmai lângă Someș, pe o pantă, la un nivel mai ridicat, era școala. Și în momentul când apa se extindea, ieșise din matcă tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult, noi, copiii de la școală, am fost eliberați să plecăm mai repede, dar ca și copii curioși, mai după amiază am plecat în jurul școlii și am văzut profesoara care locuia, avea locuința în, acolo în școală, am văzut-o în poalele hainei, avea rochii, avea ceva mâncare și începuse să strige, Doamne, Doamne, nu ne lăsa! Și ca și copil, imediat am făcut o analiză și am zis, cum? În școală ne spunea că nu există Dumnezeu. Și acum se plângea la Dumnezeu ca să o asculte. Ei, vedem, astfel de oameni lui Dumnezeu nu-i plac. Lui Dumnezeu îi plac oameni credincioși pentru totdeauna, în orice situație ar fi. Pentru că chiar și în acele clipe grele au fost credincioși, oameni credincioși care s-au încrezut în Dumnezeu și care au fost izbăviți din acea primejdie. Au fost persoane care după ce au călcat pe prima treaptă acele scări cu care a coborâte din helicopterul cu care încerca să-i salveze pe oameni de pe acoperiș, după ce s-au prins de acea scară, casa s-a prăbușit. Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Și de aceea să ne încredem pe deplin în El. Chiar dacă ajungem în peșteră, chiar dacă ajungem, știu eu, încercați, să avem nădejde în Dumnezeu. Acesta este îndemnul Domnului față de noi, să ne încredem tot timpul, pentru că și El ne pune la încercare. Să ne aducem aminte de cei trei tovarăși al lui Daniel, al lui Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego.
care au fost încercați, au fost în cuptorul acela cu foc, au ajuns datorită credinței declarate pe care ei o aveau în inima lor, a încrederii în Dumnezeului celui mare. Și datorită acestei mărturisiri au ajuns să fie aruncați în cuptorul cu foc, dar au avut izbăvire. Pentru că acolo, când totul este la limită, când totul ajunge la limită, acolo intervine Dumnezeu. Și Dumnezeu izbăvește. De aceea să ne încredem cu toată inima în El și să rugăm cu credință, căci așa ne îndeamnă, că ceea ce vom cere și vom cere cu credință, El ne va da. Vedem și aici David se roagă și se roagă cu foc, se roagă cu toată inima ca Dumnezeu să-l elibereze. Și Dumnezeu l-a ajutat, glorie numelui Său. Aș vrea ca următoarea rugăciune să o facem pentru mărturisire. Și în Psalmul 103 găsim scris versetul 3, care spune: El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare. Cine El? Dumnezeu. De aceea, haideți cu toată încrederea, ridicați pe picioare. Consider că și fiecare dintre noi avem nevoie ca să ne rugăm pentru iertare, ca Dumnezeu să ne ierte. Suntem oameni, chiar dacă suntem copiii Lui, suntem pe pământ, unde deseori suntem ispitiți și de multe ori datorită nevegherii noastre greșim, păcătuim, dar pentru acest păcat Domnul să ne ierte. Și să ne dea putere și dragoste ca să fim veghiatori și să luptăm contra păcatului. Să ne aducem aminte de sângele lui Domnului Iisus Hristos, care spune că și dacă ne mărturisim păcatele, El ne spală păcatele și ne iartă de orice fără de lege. Deci haideți să cerem sângele Domnului Iisus Hristos, soluția care înlătură păcatele noastre. Ne rugăm așa cum stăm.
ocupați locurile și din nou vom cânta spre slava Domnului. Haideți să slăbim pe Dumnezeu de cântarea. Hai, vino acum să-L auzi. Vino acum să lauzi, hai, vino să-i dai lui inima, hai, așa cum ești să cum ești înaintea sa. Orice om va mărturisi că ești Domn, tot genunchii se vor pleca. Binecuvântați vor fi toți cei ce te vor lăuda. Orice om va mărturisi că ești Domn, toți genunchii se vor pleca. Binecuvântați vor fi toți cei ce te vor lăuda. Vino acum să lauzi, hai, vino să-i dai lui inima, hai, așa cum ești să lauzi, hai, așa cum ești înaintea sa. Hai. Orice om va mărturisi că ești Domn, toți genunchii se vor pleca. Binecuvântați vor fi toți cei ce te vor lăuda. Orice om va mărturisi că ești Domn, toți genunchii se vor pleca. Binecuvântați vor fi toți cei ce te vor lăuda. Aș vrea ca următoarea rugăciune să o facem pentru misionari, pentru cei care sunt încercați din pricina credințelor, din pricina Evangheliei, și să nu uităm de faptul că sunt creștini. Sunt creștini care au ajuns pe mâna nelegiuiților și care viața lor le este amenințată. Poate ați citit aceste vești că au fost prinși de către așa zisa această armată islamistă și au prins credincioși, pe cei care cred în Dumnezeu, și s-ar putea ca și soarta lor să fie la fel cum au fost alții decapitați. Dar haideți să ne rugăm pentru ei, căci sunt cei care se încred în Dumnezeu
Și sunt mulți misionari care trec prin încercări, sunt mulți care și-au expus viața în primejdie pentru lucrul de a propovădui Evanghelia și a aduce în mințile întunecate această lumină a lui Dumnezeu și mântuirea în viața lor. Au nevoie de sprijinul nostru, au nevoie de sprijinul fraților lor, frații mei. Și este bine ca să ne rugăm lui Dumnezeu, ca Dumnezeu, orice plan ar avea cu ei, Domnul să-i întărească și să-i ajute prin încercările prin care trec. Vedem, îmi place foarte mult așa rugăciunile pe care le rostește David. Și în Psalmul 86 spune: Ia minte, Doamne, și ascultă-mă, căci sunt nenorocit și lipsit. Păzește-mi sufletul, că sunt unul din cei iubiți de tine. Scapă, Dumnezeule, pe robul tău care se încrede în tine. Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către tine. Vedem că el cere această milă și îndurare din partea lui Dumnezeu. Și la fel cerem și noi lui Dumnezeu și rugăm pe Dumnezeu să aibă milă, milă de toți, de toți copiii lui. Și el are. Cuvântul lui Dumnezeu așa ne învață că ce el are, el este cel care ne poartă de grijă. Dacă el îmbracă, așa cum scrie Scriptura, așa de frumos florile, crinii de pe câmp, cu atât mai multă grijă el are față de noi. Și sunt lucruri așa de minunate pe care Dumnezeu le-a creat și le vedem cu ochii noștri și toate acestea face ca inima noastră să spună: Doamne, ce mare ești și ce minunat ești! Avem un Dumnezeu minunat și haideți să continuăm să ne rugăm Lui, să mijlocim, că așa ne învață, să mijlocim unii pentru alții. De această dată, haideți să mijlocim pentru cei care sunt în câmpul misiunii, care fac lucrarea de vestire a Evangheliei pentru Dumnezeu, pentru cei care sunt în încercare, ca Dumnezeu să-i întărească și să scape de la primejdie. Așa cum vă rog să vă ridicați în picioare și așa cum vom sta în picioare, să facem această rugăciune de mijlocire. Ne rugăm.
ocupați din nou locurile și din nou vom cânta spre slava Domnului. Să se împlinească din cântarea Eu cred în vindecările divine. Eu cred în vindecările divine, căci El mă vindecase și pe mine, căci El e doctorul cel bun și mare. El găsește alin și vindecare în numele Lui. Ești vindecat în numele Lui, poți fi iertat în numele Lui, ești mântuit în numele Lui, ești fericit. În numele Lui, ești vindecat. În numele Lui, poți fi iertat. În numele Lui, ești mântuit. În numele Lui ești fericit. Eu cred în El, căci El în veci trăiește. El este atotputernic și slăvit. El orice boală o tămăduiește, căci El e Domnul care ne-a întocmit. În numele Lui ești vindecat. În numele Lui poți fi iertat. În numele Lui ești mântuit. În numele Lui ești fericit. În numele Lui ești vindecat. În numele Lui poți fi iertat. În numele Lui ești mântuit. În numele Lui ești mântuit, în numele Lui ești vindecat, în numele Lui ești fericit, în numele Lui Iisus toate glorie numelui Său. Aș vrea ca următoarea rugăciune să o facem pentru cauze, vă rog să vă ridicați în picioare și aș vrea să citesc din Psalmul 116, unde psalmistul spune: iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu, cererile mele. Dar El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășurasele legăturile morții și mă apucasele sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis: Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Glorie numelui Său. Domnul este plin de îndurare. Și haideți în îndurarea Lui să aducem cauzele noastre, suferințele noastre, problemele noastre, să le aducem înaintea Lui
Și să ne rugăm Lui că Cel este milostiv, este bun și ne rezolvă cauzele noastre. Dau loc fraților și pe urmă surorilor și verbal dacă sunt cauze. Amin. Amin, Domnul să le întărească. Amin, Domnul să fie cu ele acolo în misiune. Dacă mai sunt cauze. Slavă Domnului, Domnul lucră, vedeți? Alte cauze? Surorile, dacă au verbal? Dacă nu prin ridicare de mâini? Sunt multe. Dumnezeu ascultă și aceste cauze, căci le cunoaște. Chiar dacă sunt ele în taină, le păstrăm în mod tainic, Domnul ne cunoaște orice taină a inimii. Dumnezeu să răspundă tuturor cauzelor noastre. Haideți să această rugăciune, să o facem plecați pe genunchi, iar în partea a doua să mulțumim Domnului pentru timpul de rugăciune. Ne plecăm. Thank you.
ocupați locurile, timpul de rugăciune a luat sfârșit. Să se împlinească din cântarea la crucea de la Golgota, Doamne, vin să genunchez. Crucea de la Golgota, Doamne, vin să-mi genunchez cu viața mea. Sunt obosit de-al meu păcat, sufletul mi-e îndurerat, ajut. Doamne, har din cer, dă-mi încăiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta. Să-ți mulțumesc căci m-ai răscumpărat. Trimite-mi, Doamne, har din cer, dă-mi mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc căci m-ai răscumpărat. Sunt călător pe acest pământ, nu fi tristă inima, nu dispera. Stai lângă cruce, nu uita, Iisus te va mângâia inima mea. Trimite-mi, Doamne, har din cer, dă-mi mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc căci m-ai răscumpărat. Trimite-mi, Doamne, har din cer, dă-mi mângâiere să nu pierd. Primește viața mea în dar, la cruce, la calvar. Sfințește, Doamne, ființa mea, să pot să stau înaintea ta, să-ți mulțumesc căci m-ai răscumpărat. Amin. Totdeauna așa îmi place cântarea aceasta, că este de fapt o rugăciune pe care noi o exprimăm în cântare. La crucea de la Golgota, Doamne, vin să îngenunchești cu viața mea. Trimite, Doamne, har din cer și mânghiere să nu pierd. Primește viața mea înaintea ta. Frumoasă cântare.
Haideți să cerem binecuvântarea Domnului prin rugăciune, pe serviciu divin. Dimineața aceasta ne vom aduce aminte în mod deosebit de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și așa cum stăm, fratele Iuliu va înălța o rugăciune și noi toți îl însoțim în rugăciune înaintea Domnului. Amin. Doamne Tată care ești în ceruri, ne stă în fața noastră acest serviciu de cina Domnului. Eu te rog în numele Domnului Iisus Hristos ca să te uiți cu milă și cu îndurare spre biserica aceasta. Primește, Doamne, gândul nostru la fiecare. Primește rugăciunea noastră, Doamne. Te rugăm să sfințești într-adevăr viața noastră ca să putem sta înaintea Ta pe placul Tău, Doamne. Binecuvintează acest serviciu, Doamne, prin prezența Duhului Sfânt între noi. Binecuvintează fiecare suflet, o Doamne, cu o inimă bună, plină de pace, ca Tu să locuiești pe deplin în viața noastră. Și fă, Doamne Dumnezeule, ca în această zi să Te simțim pe Tine în mijlocul nostru. Dorim prezența Ta în mijlocul nostru. Dorim Duhul Sfânt să lucreze viața și inima noastră, Doamne, și să ne cercetează chiar acum. Și fă, Doamne, ca să simțim cu toți lucrul acesta că Tu ești prezent în mijlocul nostru. Deci Te rugăm să binecuvintezi serviciul acesta. Binecuvintează cuvântul Tău, Doamne, în viața noastră. Binecuvintează pe Cel ce va predica în această dimineață. Și fă, Doamne, ca hrana să fie direct din cer de la Tine. Iar noi, Doamne, să ne hrănim și să ne întărim pentru zilele care urmează. Și te rugăm la aceasta în numele Domnului Iisus Hristos. Te rugăm să rămâi cu noi și să binecuvintezi adunarea întreagă de acum și în veci de veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile, haideți să dăm slavă Domnului printr-o cântare. În timpul acestei cântări să ne închinăm și să slujim Domnului și cu darul nostru de bunăvoie. Amin. Să lăsăm pe mezul din cântarea Lumina Lumii, Prezență Divină. Prezența divină, ajută-mă să înțeleg. Cât de frumos ne-ai creat pentru Tine, speranță ne-ai dăruit. Toată închinarea, toată adorarea, ție-ți dăruiesc-o, Domnul meu. Numai Tu ești veșnic, numai Tu ești vrednic, Doamne, numai Tu ești minunat. Toată închinarea, toată adorarea, ție-ți dăruiesc-o, Domnul meu. Numai Tu ești veșnic, numai Tu ești vrednic, numai Tu ești minunat. Rege etern, ce domnești sus în ceruri, la dreapta Lui Dumnezeu. În umilință veni, dai în lume, din dragoste Te-ai jertfit. Toată închinarea, toată adorarea, ție-ți dăruiesc-o, Domnul meu. Numai Tu ești veșnic, numai Tu ești vrednic,
Doamne, numai Tu ești minunat. Toată închinarea, toată adorarea, Ție-ți dăruiesc-o, Domnul meu. Numai Tu ești veșnic, numai Tu ești vrednic, Doamne, numai Tu ești minunat. Cum să înțeleg cât i-a costat să ierți de plin al meu păcat? Cum să înțeleg cât i-a costat să ierți de plin al meu păcat? Toată închinarea, toată adorarea, Ție-ți dăruiesc, Domnul meu. Numai Tu ești veșnic, numai Tu ești vrednic, Doamne, numai Tu ești minunat. Amin. Aș vrea să fac anunțele cu privire la lucrarea Domnului în biserică în săptămâna aceasta care am intrat. De serviciile divine din cursul săptămânii sunt marți, seara de rugăciune, joi, serviciu divin și repetițiile de cor, vinerea, tinerii vin în casa Domnului, duminica următoare din nou ne întâlnim dimineața la 9:30 și seara la ora 6. După masă este programul tinerilor și fratele Iosif mi-a trimis un bilet aici că vrea să cânte și cei ce cântă la instrumente, deci orchestra, și roagă să vină mai repede puțin ca să facă puțină repetiție, deci să vină la ora 5 după masă în seara aceasta. Aș vrea să fratele Ciupei m-a atenționat, știam și eu am citit în, you know, în calendar, duminica următoare se schimbă ora. Deci este noaptea în care dormim o oră mai puțin. Așa este? Da? Deci dormim mai puțin cu oră. Okay. Sper că nu o să dormim la biserică. Okay. Da. În fiecare an, așa cum avem noi un obicei, închiriem și am închiriat la Louisville Park, shelterul acela Ponderosa, pentru fie botez în apă sau pentru o părtășie cu biserica. În anul acesta, deci este rezervat pe 26 iulie. Deci 26 iulie, vă rog să marcați aceasta în calendarul dumneavoastră, să nu programăm alte activități. Este duminica. Dacă sunt candidați pentru botez, aș vrea să pun din nou aceste care înțelegem noi că sunt condițiile, să aibă cel puțin vârsta de 16 ani. Știm, botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Considerăm că această vârstă e un act de maturitate și cel ce se botează știe ceea ce face. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar în Evanghelia după Marcu, când Domnul Iisus le-a trimis pe ucenici să propovădească Evanghelia și le-a spus, mergeți și propovăduiți Evanghelia în toată lumea și cine va crede și se va boteza. Care este primul pas? Credință, să crezi. Da? Domnul să-i binecuvinteze pe toți cei ce au dorința aceasta să-și mărturisească credința. Și după aceea la toți să ne ajute Domnul să păstrăm această credință și acest legământ. Amin. Fratele Relu Șomlea a solicitat să anunț dacă este cineva în biserică care dorește să cumpere Biblie. Deci
vă rog să luați legătura cu fratele, trebuie să facă o comandă din nou, deci cei ce dorim aceasta, fratele Relu stă la dispoziția noastră. Slăvit să fie Domnul pentru toate lucrurile, frați și surori, mai ales pentru vremea aceasta așa de frumoasă. Spuneam că o săptămână și ceva în urmă am fost la Cascada Niagara. Sigur, în business trip, că nu mă duceam, n-ai ce să te duci într-o excursie sau un concediu într-o vreme ca aceasta. Dar era un frig acolo de v-am zis, de minus 20 de grade. Da? Și uitându-ne ce vreme avem noi aici, știți, la începutul lunii, în februarie, am fost la Houston, 70. De la Houston la minus 20 de grade, a fost foarte frig acolo și o zăpadă așa de mare. Și noi ne bucurăm de harul acesta pe care ne-l dă Dumnezeu. Frați și surori, cred că avem o vreme așa de frumoasă și așa de prielnică și un aer așa de curat aici. Și haideți să-L binecuvântăm pe Domnul și pentru aceasta, că El este în controlul vremurilor și cuvântul ne învață și ne sfătuiește să răscumpărăm vremea, da? Domnul să ne ajute la aceasta. Lumea este într-o continuă frământare, vedeți ce se întâmplă. Eu cred că toate acestea sunt semne pe care Biblia le descrie că se vor întâmpla cum se apropie sfârșitul vremurilor și venirea Domnului Iisus Hristos. În paranteză fie spus, una din companiile care le-am vizitat la Niagara a fost o companie care are un nume foarte așa mai stringent, dar nici nu-ți dă prin cap ce au acolo. Când a intrat înăuntru, după ce am trecut de punctul de securitate, era așa un tablou mare cu un tank. Și pe revistele acolo cu Defense și sistemul de apărare a Statelor Unite sau din astea, și am zis, uite că Biblia tot și aici se împlinește. Spuneau ei, în armare este și în armare o condiție a păcii. Adică cum? Păi zice, dacă s-ar înarma numai unul, ar deveni aceia câștigătorii și ăsta. Dar așa se înarmează mai mult și atunci se tem unul de altul. Dar noi nu credem în pacea aceea, noi credem în pacea pe care o dă Dumnezeu. Aceea este adevărata pace și Domnul Iisus a spus să primim pacea Lui și fie ca pacea Lui să locuiască în inimile noastre. Amin. Invit acum copiii să vină să dea slavă Domnului printr-o cântare. Păi dacă sora Mărioara, sora Iuli, sora Valio cântare spre slava Domnului, apoi corul bisericii și după aceea ascultăm cuvântul Domnului prin fratele David Fâșcu. Amin.
bunătatea ta, îmi dai motive să-ți cânt. Și să-mi place să fiu împreună cu ce cheamă în lume. Îmi place să uni cuvânt, să-mi ridic mâinile și să-ți cânt. Iisus, Golgotă pe culmea ta odată, au fost ridicate trei cruci mari, din trei ele una-i neuitată, crucea lui Iisus în trei tâlhari. Dintre ele una-i neuitată, crucea lui Iisus între tâlhari. Pe această cruce în chinuri grele a murit din dragoste Hristos, ca prin sângele vărsat să spele de păcate orice păcătos. Ca prin sângele vărsat să spele de păcate orice păcătos. Prin acest sfânt sânge și pe mine Domnul de păcat m-a izbăvit. Golgota, Iisus, muri în tine, mi-a deschis edenul fericit. Golgota, Iisus, muri în tine, mi-a deschis edenul fericit. Pe această cruce în chinuri grele, cu credință voi păși mereu, căci în lume toate sunt deșarte,
suferință și suspinul greu, căci în lume toate sunt deșarte, suferință și suspinul greu. Pentru jertfa lui mântuitoare, ce-a depus-o sus pe culmea ta, nici în veșnicia viitoare, Golgota eu nu te voi uita, nici în veșnicia viitoare, Golgota eu nu te voi uita. Amin. Manilor odată trecea ușor pe sub măslin și-n șoapta lor de vân purtată am auzit ca niciodată cap în Iisus cu amare pe sub măslin și-n șoapta lor de vân purtată am auzit ca niciodată cap în Iisus cu amare pe sub măslin și frunzele și mai poartă astă șoapta din frunză-n frunză de măslin. Aceeași amintire minunată ca a plâns cândva, a plâns odată, a plâns Iisus cu amare pe sub măslin. Aceeași amintire minunată ca a plâns Iisus, a plâns odată, a plâns Iisus cu amare pe sub măslin. De treci cumva-n grădina Ghețimanii, de-ți faci cumva un drum pe-aici, ai să-ntâlnești acelea șoapte pe-aripa vânetului purtate. Ca plâns Iisus cu amare pe sub măslin, ai să-ntâlnești acelea șoapte pe-aripa vânetului purtate.
ca plâns Iisus cu amare pe subt măslin. A plâns Iisus de mila lumii noastre, dea-mi așa ta pe subt măslin. Ascultă șoapta frunzelor purtate de vântul în cea desea bate, în locul unde-a plâns pe subt măslin. Ascultă șoapta frunzelor purtate de vântul în cea desea bate, în locul unde-a plâns pe subt măslin. Doamne Iisuse, vreau să rămân pe veci plecat, să-mi plâng viața mea trecută și amarul negrului păcat. Sub crucea ta, sub crucea ta, eu pace dulce voi avea. Sub crucea ta, sub crucea ta, eu pace dulce voi avea. Sub crucea ta voi pune totul și ție-n veci voi fi supus. Plângând voi spune tuturora că atât de bun ești tu, Iisus. Sub crucea ta, sub crucea ta, eu pace dulce voi avea. Sub crucea ta, sub crucea ta, eu pace dulce voi avea. Cu tine vreau să-mpart în lume orice necazuri și nevoi, în lupte grele și-n prigoane, să fim de-a pururi amândoi. Sub crucea ta, sub crucea ta, eu pace dulce voi avea. Sub crucea ta, sub crucea ta, eu pace dulce voi avea. În noaptea grea și fără urme, cărarea tu-mi vei lumina. Și oricâte vânturi mă vor bate,
voi sta mereu sub crucea ta. Sub crucea ta, sub crucea ta, eu pace dulce voi avea. Sub crucea ta, sub crucea ta, eu pace dulce voi avea. Sub crucea ta, sub crucea ta, eu pace dulce voi avea. Sub crucea ta, sub crucea ta, eu pace dulce voi avea. Thank you.
paznic l-au rănit. Eu să rămân fără păcat, să nu mai fiu lovit. Eu să Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Fratele David va citi cuvântul Domnului și apoi ne va vorbi din cuvântul Domnului. Toți care avem Sfânta Carte Biblia, haideți să o deschidem la Isaia, capitolul 53. Și citirea va fi de la versetul 10. 11 și 12. Isaia 53, începând cu versetul 10. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Glorie Domnului! Amin. Vă rog să luați loc. Aș vrea să-i mulțumim Domnului în mod special că ne găsim în casa Lui și mulțumirea noastră crește în momentul când noi suntem în casa Lui. Rămânem în casa Lui, pentru că El, în harul Său, a făcut o promisiune și când El promite să ține de cuvânt, fraților, El este adevărul, El nu spune da și să se schimbe, nu. Și spune că acolo unde sunt adunați doi sau trei în numele Lui, El este prezent. Acum eu vă întreb, suntem și noi? Eu aș vrea să mă iertați de întrebare, dar tare aș vrea să fim aici. Pentru aia am venit la biserică, pentru aia suntem la rugăciune, pentru aia am venit să slujim pe Dumnezeu, să îi aducem glorie și slavă să fim aici. De ce fac această remarcă? Pentru că avem un dușman foarte feroce la ora actuală, se luptă cu forțe duble ca să ne distragă de la slujirea lui Dumnezeu, ca să distorsioneze adevărul lui Dumnezeu și să-L prezinte total diferit. Și ca să ne umple cu falsitățile Lui și cu minciunile Lui, ca să poți să stai în casa lui Dumnezeu și să nu fii aici.
Și atunci mă întreb, oare ce ne-ar folosi? De aceea aș ruga pe Dumnezeu ca pe fiecare din noi să ne ajute să stăm aici. Să fim prezenți și să ascultăm, că nu ascultați ceea ce spun eu, că eu n-am nimic de prezentat, este adevărul și cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Îmi vorbește și mie și dumneavoastră la fel, pentru că spune că este o sabie cu două tăișuri. Și să știți că adevărul lui Dumnezeu este și rămâne adevărul lui Dumnezeu. Acest verset sau acest pasaj reflectă o parte din planul măreț al lui Dumnezeu, din planul extraordinar de bun și îndurător al lui Dumnezeu. Dumnezeu când ne-a creat, ne-a creat cu o gândire și cu un plan extraordinar de frumos ca să petrecem cu El și să fim cei care să lucrăm împreună cu ei, cu El, să coordonăm din parte din creația Lui. Așa a vrut Dumnezeu. Când ne-a creat și în sfatul Lui Cerec spune să creăm un om după chipul și asemănarea noastră și El să stăpânească. Atenție! Asta a fost planul lui Dumnezeu. Și acesta a rămas planul lui Dumnezeu, glorie Lui. Faptul că s-a schimbat ceva, s-a schimbat datorită faptului că omul a avut posibilitatea de a alege. Și la un anumit timp, nu știm cât, a ales și a ales greșit, pentru că a fost, să zic așa, invitat sau lămurit să aleagă așa ceva. Și astăzi nu se schimbă lucrurile, tot așa rămân. Dumnezeu ne prezintă adevărul și vrăjmașul vine și îl torsionează și ne face să gândim sau să privim sau să înțelegem sau să ascultăm altceva care nu este adevărat. Oare, cu adevărat, a spus Dumnezeu să nu mâncați din pomul cunoștinței binei și a răului? Oare? Și știm noi toată conversația aceea, știm și momentele teribile ale căderii. Ceea ce aș vrea să scot în relief, exact ceea ce spune Dumnezeu prin Apostolul Pavel, că noi când serbăm cina Domnului, Domnul Iisus ne-a spus să pomenim despre jertfa Lui, să pomenim despre acțiunea, misiunea Domnului Iisus. Și tocmai acest lucru aș vrea ca să pomenim despre această acțiune extraordinară de care noi suntem dependenți și care ne-a adus multă binecuvântare. Aș vrea să remarc sau să remarcăm cu toții în momentul când a aflat Dumnezeu, a văzut, a conversat cu omul și l-a întrebat unde ești, m-am ascuns, de ce te-ai ascuns, sunt gol. Cine te-a lămurit? Cine ți-a spus că ești gol? Dumnezeu nu l-a făcut pe om gol. Dumnezeu l-a făcut pe om îmbrăcat cu slavă, slava lui Dumnezeu. Nu putea un om gol să stea la sfat cu Dumnezeu zilnic. Trebuia să fie cineva aproape de egalul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu așa l-a creat, coroana creațiunii Lui. Și l-a pus guvernator împreună cu Dumnezeu. Acesta e omul. Și acolo Dumnezeu vrea să ne ducă din nou glorie Lui. De aceea nu este nimic pierdut, frații mei, nimic nu este pierdut. Este un mare har al lui Dumnezeu care ni-l-a dat și l-avem în mâinile noastre toți, exact același har care l-a avut Adam și Eva. Adică alegerea. Alegerea. Ei au avut de ales să nu mănânce, să asculte de porunca lui Dumnezeu sau să-și aplece urechea la informațiile false ale vrăjmașului și să mănânce. Și după ce a mâncat, a văzut că ce a spus Dumnezeu a fost adevărat. Totdeauna ce spune Dumnezeu este adevărat, glorie Lui.
Dar ceea ce mă impresionează extraordinar de mult este faptul că un Dumnezeu care este atotputernic și nu le galează nimeni, un Dumnezeu care nu-i stă în față nimeni, El coordonează întregul univers, în mâinile Lui ține toate și toate se mișcă după cum dorește El. Un Dumnezeu atotputernic este plin de bunătate, este plin de dragoste, este plin de milă, plin de favoare pentru creația Lui. Așa ceva nu se poate pune pe pământ. Oamenii care prind un pic de putere sunt din ce în ce mai feroce, din ce în ce mai castici, mai teribili. Din ce în ce, cu cât e mai mare dictatorul, cu atât e mai mare criminalul. La Dumnezeu nu e așa, fraților. Eu nu știu, este ceva special la Dumnezeu. Dumnezeu combina tot puternicia cu bunătatea, cu îndurarea, cu dragostea, cu mila. El, Dumnezeu, glorie Lui, și așa vrea ca și noi să fim așa cum este El. Oricum, când s-a produs acea ruptură teribilă în relația binecuvântată a Edenului și a lui Dumnezeu, sigur că inima lui Dumnezeu a fost așa de frântă și plină de întristare și rostește o judecată. Dar ceea ce mă impresionează nu neapărat chiar judecata în sine, ci în judecata aceasta Dumnezeu cu bunătatea Lui pune și o promisiune extraordinară, o promisiune a salvării, o promisiune a eliberării și a răscumpărării, glorie Lui. Ăsta este Dumnezeul nostru, glorie Lui. Și auziți ce spune? Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Glorie Domnului! În toată severitatea sau în toată judecata aceasta dreaptă a lui Dumnezeu, Dumnezeu pune această speranță în mijlocul hotărârii de pedeapsă. Ăsta e Dumnezeu nostru. Și sigur, în momentul când lucrurile s-au perpetuat exact cum le știm și cum sunt scrise în Biblie, Dumnezeu avea deja pregătit planul răscumpărării. Și ar spune cineva, păi vezi că Dumnezeu știa, auziți? Dumnezeul nostru este atot înțelept și El totdeauna merge cu planuri duble. De ce? Pentru că tu și eu ai puterea și posibilitatea alegerii. Și de atunci Dumnezeu spune, uite, ăsta e planul meu, omule, cu tine. Ăsta e planul meu. Crești, înmulțește-te, umpli pământul și stăpânește-l. Ăsta e planul meu. Dar dacă eventual te schimbi în concepție, eu am alt plan pentru tine. Am alt plan pentru tine. Și sigur că planul al doilea lui Dumnezeu îl cunoaștem. Pământul a fost blestemat, vedem și astăzi. Ne dă pământul destul de spin și pălămidă, ne dă și roade, dar trebuie ca să mergem după ele cu sudoarea feței, cu efort, nu sunt doar daruri, nu sunt doar, ce știu eu, lucruri așa venite ca în Eden, trebuie să muncim, trebuie să fim stresați, trebuie să ne sculăm de dimineață și să ne culcăm târziu pentru o bucată de pâine. Dar oricum, acum suntem la cuvântul acesta minunat, când Dumnezeu ne spune, ori de câte ori ne împărtășim din trupul și sângele Domnului, să pomenim despre ce a făcut Dumnezeu. Și acest lucru aș vrea să ne oprim în câteva minute. Începe versetul 10 așa. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Mă întreb de ce era nevoie de așa ceva. În primul rând, când Dumnezeu are de făcut o misiune foarte importantă, alege câte un om. Și cu cât misiunea omului este mai importantă, cu atât omul trebuie pregătit mai temeinic, mai profund, mai adânc, mai complex. Aș vrea să iau un exemplu care este destul de asemănător
cu jertfa Domnului Iisus Hristos, petrecut cu cel puțin 1900 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. Este vorba despre un tânăr care la un anumit moment dat era destul de corect în familie, era și din nefericire sau fericire, nu știu cum să-i spun, preferatul tatei, și cam spunea tot ce în jur, era destul de corect. Taicul l-a stimulat cu o haină mai specială, dar asta a contribuit ca să crească ura celor din jur. Și la un anumit moment dat visează un vis și, ca să zic eu așa, nu știu, nu pot să comentez prea adânc, poate prezentarea visului, poate s-a adăugat invidia fraților lui pentru că era preferatul tatii și i-a făcut și o haină pestriță și a mai visat și visul. Și știți cum era visul cu snopul și cu ceilalți snopi pe câmp, care ceilalți snopi s-au aplecat înaintea snopului său și frații lui au început să râdă, ce, nu cumva vei fi tu șeful nostru, bă, te vedești, tu ești cel mic, bă, te faci șef acum. Și după aia mai visează un vis, dar vedeți dumneavoastră, nu visează el, Dumnezeu îi le dă. El numai spune mesajul lui Dumnezeu. Vedeți ce greșeală fac oamenii? Să insulte mesagerul. De fapt, mesagerul aduce mesajul șefului. El n-a spus nimic altceva decât ce i-a dat Dumnezeu. Interpretările au fost cât de cât corecte, dar ura s-a răsfrânt peste el. Nu vă gândiți că este o asemănare astăzi, când poate mulți ne aruncăm asupra mesagerului Dumnezeu și facem toate zilele rele? Oricum, este trimis la frații lui, de la frații lui, când l-au văzut, au zis că vine vizătorul de vise, haideți să-l... Știți ce a spus, nu? Suntem aici toți? Haideți să-l omorâm. Și până au venit acolo, au avut ei ceva discuții și au zis, auzi, mă, e carne din carne noastră, e fratele nostru, hai să nu ne murdărim noi cu sângele lui, auzi, hai să-l aruncăm într-o groapă, parcă în groapă, dacă îl arunce moare mai târziu, nu tot aia. Dar, anyway, așa se prinde lucrurile. La o perioadă foarte scurtă vine o caravană de ismailiți și îl scoate de acolo și îl vinde pe 20 de sicle de argint în Egipt. Am terminat-o cu el. Știți după aia mai departe cum a tăiat un ied, a pus sânge pe haină, i-a trimis-o lui taică-su și zice, vezi, fii atent, poate nu cumva asta e haina fiului tău. Și știm toate repercursiunele, taicul s-a rupt hainele, s-a îmbrăcat în sac și a plâns mult. Fiul lui a fost fâșiat de-o fiară, dar n-a fost. Ajunge în Egipt, trec foarte repede și acolo în Egipt el trece prin anumite trepte. Trepte de binecuvântare, dar și trepte de încercare. De fapt, ăsta este scopul important al lucrării lui Dumnezeu. Știm cum a fost vândut la casa lui Potifar, toate lucrurile mergea foarte bine lui Potifar și când a văzut că toate lucrurile sunt binecuvântate, l-a pus pe Iosif, șeful casei. Și el, spune cuvântul Domnului, n-avea de grijă decât să bea și să mănânce, tai tot. Avea cine îi face geabul. Știm încercarea care a fost și învinuirea care i s-a dat și îl bagă pe Iosif în închisoare. Noi suntem cam revoltați, dar e nedrept, omule, omul ăsta a fost așa, e nedrept, drept sau nedrept, e închisoare. Putem protesta împotriva lui Dumnezeu? Poate da, poate nu. Depinde de mine, cât sunt de corect, cât sunt de loial cu Dumnezeu, cât mi-e frică de Dumnezeu. Dar să știți, Dumnezeu era în conducerea lui.
Iosif a ajuns la închisoare nu fără voia lui Dumnezeu. Iosif a ajuns în groapă nu fără voia lui Dumnezeu. Iosif a ajuns vândut nu fără voia lui Dumnezeu. Absolut Dumnezeu a vegheat la fiecare pas al întâmplării. Credeți sau nu? Dar vreau să vă spun că Dumnezeu veghea nu numai atât. Dumnezeu veghea la formarea caracterului lui Iosif. Atenție, e un punct foarte sensibil și vulnerabil. Dumnezeu lucra la formarea caracterului lui Iosif. De ce? Iosif nu știa unde va ajunge. El mergea pas cu pas împlinind planul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu știa precis unde ajunge. Și în momentul când Iosif a stat în închisoare, și așa de mult mă bucură că la o seară de rugăciune Duhul Domnului ne-a descoperit această taină. Credeți-mă că n-am știut-o. Și spunea Duhul Domnului așa: știți de ce am îngăduit ca Iosif să ajungă în închisoare? Ca să-i zdrobesc mândria. Și noi am spune: Doamne, dar Iosif a fost mândru? N-are importanță ce spun eu, important e ce spune Dumnezeu. Dumnezeu a știut când el exista mândrie. Și atunci l-a trimis în închisoare până i s-a eliminat toată mândria din Iosif și a ajuns să fie numai el cu Dumnezeu. Și atunci știm foarte bine evenimentele, vine pitarul și paharnicul acolo închis. El și acolo ajunsese șef în închisoare și spune visurile, tâlcuiește visurile, se împlinesc visurile, unul pleacă și-i pus înapoi în funcție, altul este decapitat, exact după interpretare, și mai trece o perioadă de timp și faraon visează un vis. Și abia atunci omul ăla și-aduce aminte, Iosif i-a spus, auzi, adu-ți aminte de mine când ai să ajungi înapoi la locul tău. Eu întreb, și-o adus aminte? Nu. Și-o adus aminte numai când nu avea cine să interpreteze visul lui Faraon. Îi trebuia un om al lui Dumnezeu. Și zice, na, acum îmi aduc aminte de greșeala mea. Știi, acolo în închisoare când am fost, a fost un iudeu acolo, a fost un evreu. El, ce mi-a spus, aia s-a întâmplat. Zice, să fie chemat el. Și-a fost chemat el, așa rânduit Dumnezeu, după ce a trecut prin școala vieții. Și aș vrea să mă opresc la Iosif, să ne întoarcem înapoi la Domnul Iisus Hristos, că trebuie să pomenim această lucrare minunată. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Și eu mă întreb, Doamne, Fiul Tău, trebuie să fie zdrobit. Credeți-mă, Dumnezeu își are cea mai curată răspundere aici. Dar dacă Dumnezeu așa a crezut și așa a rânduit, așa a fost. Zice că a învățat răbdarea prin suferință. Iisus Hristos, așa îi se spune, a învățat răbdarea prin suferință. Și sigur că timpul e aproape gata. Aș vrea să ne gândim la acest lucru. În momentul când noi avem parte de anumite încercări, n-aș vrea să protestăm nici împotriva mesagerului care ni le spune, n-aș vrea să protestăm nici înaintea lui Dumnezeu care le aduce, ci aș vrea să venim cu smerenie înaintea lui și să-l întrebăm: Doamne, ce vrei să obții din mine cu încercarea asta? Ce vrei să transformi, ce vrei să zdrobești, ce vrei să scoți afară, de ce vrei să mă dezbraci, la ce vrei să mă pregătești, unde vrei să mă pui. Să știți că Dumnezeu nu face lucruri ieftine. Dumnezeul nostru rămâne sfânt și este sfânt glorie Lui. Și cine se apropie de El trebuie să se sfințească. Dumnezeu nu lucrează oricum, El pregătește oameni pentru lucrare și pregătește din timp. Și aici este un subiect extraordinar de mare. Frații mei,
Credeți că noi trebuie să ne pregătim din timp și pentru lucrarea care ne stă în față? Credeți lucrul acesta? Am să vă dau doar un exemplu și la exemplu ăsta să închei. Dacă îl găsesc repede, este... Acum este vorba de conversația lui David cu șeful marelui, cu marele preot din Nob. Acum, ce ai la îndemână? Dăm 5 pâini sau ce se va găsi? Preotul i-a spus lui David, atenție mare, n-am la îndemână pâine obișnuită, ci numai pâine sfințită. Doar dacă oamenii tăi s-au oferit de împreunare cu femei. David a răspuns preotului, ne-am ferit de împreunare cu femei de 3 zile de când am plecat și toți oamenii mei sunt curați. Așa trebuie să ne pregătim și să ne apropiem de cina Domnului și Domnul să ne ajute să împlinim și celelalte condiții, dar aceasta este foarte importantă. Amin. Frați și surori, capitolul acesta 53 din Isaia și de fapt cartea prorocului Isaia este de mult contestată de cei care sunt necreștini. Cred că vă aduceți aminte, spuneam și altă dată, unii dintre istoricii Bibliei spun că Isaia au fost de fapt 3 persoane care au purtat același nume, Isaia. Și unul a scris până la capitolul 39, unul a scris de la capitolul 40 până nu mai știu la ce capitol și un al treilea a scris altul. Și când Dumnezeu este Cel ce poartă de grijă de cuvântul Lui, când, nu cu mulți ani în urmă, s-a descoperit acele manuscrise de la Marea Moartă, de la Qumran, a fost foarte interesant faptul să găsim că capitolul 39 și 40 au fost scrise pe aceeași pagină, împreună. Și a căzut teoria oamenilor acestea. Eu cred că cuvântul Domnului este adevărat și este inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Alții spun că Isaia 53 a fost introdus de creștini, de cei ce au compus Biblia. Nu, frați și surori, nu acceptăm. Sigur, fratele amintea și un adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu este atacat în orice zi și în orice clipă de cel rău, să-l contamineze și să-l distrugă. Dar cuvântul lui Dumnezeu este cel ce are putere și descrie adevărul. Cuvântul din dimineața aceasta spune aici că Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Cred că este clar pentru toți. Este vorba de Dumnezeu, Tatăl și de Domnul Iisus Hristos. Eliberarea noastră de sub robia păcatului, robie pe care noi am acceptat-o în momentul neascultării de cuvântul lui Dumnezeu, eliberarea aceasta a trebuit să fie plătită prin jertfă. Și orice libertate și eliberare, uitați-vă în istoria omenirii și nu departe să ne uităm în istoria poporului nostru român. Cum a fost eliberarea, să zicem, de sub dictatura comunistă? A trebuit cineva să plătească cu viața și a fost moarte. Datorită neascultării, și spun din nou lucrul acesta, cuvântul Domnului spune acolo, Dumnezeu a spus în Genesa lui Adam și Eva, în momentul în care veți mânca, n-a spus Dumnezeu, am să vă omor? Nu, veți muri, pentru că ați mâncat ceva otrăvit și contaminat. Ca să fim eliberați și aduși la viață, a venit Domnul Iisus Hristos și spune că și-a dat viața pentru noi. Și aceasta este un punct de care aș vrea să ne aducem aminte. A luat asupra lui, spune Isaia, suferințele noastre și durerile noastre le-a purtat asupra lui.
Pentru că de la căderea omului în păcat, tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune că omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să moară. Găsim scris în Iov. Omul născut din femeie are viața scurtă și plină de necazuri. Domnul Iisus a venit în lumea aceasta ca să plătească eliberarea mea și eliberarea dumneavoastră de sub robia păcatului. Și aceasta ne aducem aminte aici la cina Domnului. Spunea, v-am spus și lucrul acesta, că am citit, îmi vine în minte lucrurile acestea acum, despre suferință. Și vă aduceți aminte că în cartea pe care a scris-o Viktor Frankl, evreul acesta care a fost în lagărul de concentrare nazist și a supraviețuit, în cartea aceasta spune și mi-a rămas întipărit în minte, căci a trăi înseamnă să suferi. A supraviețui înseamnă să înțelegi ce este rolul acestei suferințe. Și pe pământul acesta avem parte de suferințe. Spune cuvântul că Domnul Iisus a fost desăvârșit prin suferință. Și dacă vorbim de suferință și ne aducem aminte de suferință, nu cumva ne regăsim în situația aceasta că atunci când suferim și suferința marchează viața noastră și ne va aducem aminte de ea, am fost atunci la operație. Atunci am fost bolnav, atunci mi-a rupt mâna, atunci piciorul, atunci. Deci suferința este ceea ce a marcat viața noastră și ne aducem aminte de ea. Dacă noi realizăm cât a suferit Domnul Iisus Hristos, atunci nu vom uita niciodată că El prin moartea Lui a plătit prețul fără de legilor mele ca eu și cu tine să fim liberi. Și aceasta este menirea și scopul acestui serviciu divin din dimineața aceasta, să ne aducem aminte că Domnul Iisus a suferit pentru noi. Să nu uităm niciodată lucrul acesta. De aceea Domnul a spus să faceți lucrul acesta spre pomenirea jertfei Lui. Și când ne împărtășim, să ne aducem aminte de suferințele acestea. Sora cânta cântarea aceea când, compusă frumos, treceam prin grădina aceea cu măslini. Spunea, când am fost acolo, spunea ghidul că măslinii care sunt acum în grădină încă au rădăcinile acelea vechi de atunci, de pe vremea Domnului Iisus, că sunt măslini acolo. Și viața mea a fost marcată de evenimentul acesta, pentru că odaia de sus, unii o au într-o parte, neoprotestanții într-una, catolici în alta, sau nu știu. Grădina este acolo, frați și surori. Nimeni n-a putut-o muta dintr-un loc în altul. Grădina încă este acolo. Și când treci pe acolo, să știi că nu pot să nu fie marcată viața noastră. Domnul să ne binecuvinteze, să ne împărtășim. Nu că suntem vrednici, spus din nou, dar cuvântul spune să ne împărtășim în chip vrednic, adică cercetându-ne, analizându-ne viața noastră înaintea Domnului. Fiecare dintre noi ne cercetăm pe noi înșine. Deci așa să ne împărtășim din pâinea aceasta și așa să bem din rodul viței. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să rog și pe fratele Jean să vină aici și împreună cu frații vom sluji la masa Domnului. Cântăm dintr-o cântare în timp ce ne pregătim să slujim la masa Domnului. Să se împlumeze încântarea, odată l-am văzut trecând. Odată l-am văzut trecând.
cu turma la izvor, plândul păstor, plândul păstor, mergea cu turma la izvor, plândul păstor, plândul păstor. Ce s-a scris în cuvântul Domnului, că Domnul Iisus, în noaptea care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu pentru ea, și-a binecuvântat, a luat paharul, a mulțumit și pentru pahar și l-a binecuvântat, apoi a rupt pâinea și a dat-o ucenicilor și a împărțit și rodul viței. Și așa cum ne-a învățat cuvântul Domnului, facem și noi. Fratele David, fratele Petrică Rov va cere binecuvântarea peste pâine, fratele Jean se va ruga pentru rodul viței. Și noi, frați și surori, să îi însoțim în rugăciune. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, suntem la această sărbătoare a sărbătorilor și ești poftită, Doamne, și te invităm și te chemăm să vii să stai la masă cu noi în dimineața aceasta. Este o dimineață în care ne aducem aminte, Doamne, că ce ai fost drobit în suferință pentru păcatele noastre. Amin, Doamne, îți mulțumim. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste tine, Doamne, și prin rânile tale, Doamne, am fost tămăduiți, am fost mântuiți, de aceea, Doamne, venim în dimineața aceasta și în mod special dorim să-ți mulțumim pentru jertfa ta. Amin, Doamne. De asemenea, Doamne, Tată, te rugăm în dimineața aceasta ca să vii, Doamne, și să fii simțit, Doamne, de fiecare dintre noi. Amin, Doamne. Mă rog, Doamne, pentru această pâine. Mă rog ca Tu să-i dai valoarea trupului Tău, Doamne. Amin, Doamne. Atunci când va fi împărțit, Doamne, să Te atingi de fiecare dintre noi, Doamne. Amin, Doamne. Să ne ridici, Doamne, să ne dai nădejde, să ne dai mai multă credință, Doamne. Să ne ridici, Doamne, și să ne binecuvintezi, Doamne. Mă rog pentru biserica Ta, Doamne, pentru fiecare dintre noi. Mă rog, Doamne, ca Tu să ne învrednicești, Doamne, să stăm la masă cu Tine în dimineața aceasta. Te rog, Doamne, să ne binecuvintezi și pentru toate, Doamne. Îți mulțumim și Te laudăm de acum și până în veci. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele lui Iisus Hristos suntem adunați. Amin. În dimineața aceasta aici, la acest sfânt praznic. Da. Și Te rugăm ca Tu să privești de sus. Amin. Te rugăm să binecuvintezi acest rod al viței, să-i dai valoarea sângelui Tău. Amin, Doamne. Te rugăm, Doamne, lasă prezența Duhului Tău cel Sfânt peste noi. Te rugăm. Și valoarea sângelui Tău să fie pentru noi o adevărată comoară. Suntem răscumpărați prin sângele Tău. Suntem simțiți prin sângele Tău. Puterea întunericului a fost zdrobită prin sângele Tău. Și de aceea glorificăm puterea jertfei Tale. Doamne. De aceea Te rugăm. Binecuvintează acest rod al viței. Dându-i valoarea sângelui Tău. Amin. Dacă sunt suflete bolnave, atinge-te și lasă vindecare. Amin, Doamne. Dacă sunt suflete care au probleme, lucrează Tu viața lor, Doamne. Amin. Îți mulțumim pentru această mare valoare care ne-ai dat-o, pentru jertfa din Golgota, pentru sângele sfânt. Îți mulțumim pentru că ne-ai dat oportunitatea să stăm la masă cu Tine. Amin, ca Doamne. Să vii în viață. Da. Îți mulțumim și Te binecuvântăm. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Rămânem în picioare și cântăm dintr-o cântare care ne aduce aminte de suferința Domnului și în timpul acesta vom face și frângerea pâinii. Deoarece căzuse jos, a ridicat doia duios și-a luat-o în brațe iubitor, plândul păstor, plândul păstor, și-a luat-o în brațe
Zăcea cu piciorușul frânt, el o legământ găitor. Blândul pastor, blândul pastor, el o legământ găitor. Blândul pastor, blândul pastor. Așa cum amintesc de fiecare dată, toți cei ce ne-am cercetat, așa cum ne învață cuvântul Domnului, și suntem liberi să ne împărtășim. De asemenea, cei ce ne-am mărturisit credința noastră în Domnul Iisus Hristos în apa botezului, așa cum aminteam la început, botezul este un act care reprezintă maturitatea noastră creștină, un act pe care îl facem conștienți de evenimentul acesta a mărturisirii credinței în Domnul Iisus, putem să ne împărtășim. Dacă este cineva care condamnă cugetul, rugăm să respecte îndemnul conștiinței și a cugetului și a cuvântului Dumnezeu. Spre deosebire, cei ce se împărtășesc rămân în picioare, ceilalți îi rugăm să ocupe locurile. În timp ce ne împărtășim, putem să cântăm cântări care ne aduc aminte de jertfa Domnului Iisus. Fratele Jean și cu fratele David vor trece cu pâine aceasta binecuvântată, unul la partea fraților, unul la partea surorilor și apoi frații vor trece și cu rodul viței. Amin.
mulțumesc, Iisuse, viața nouă mi-ai dăruit. Doamne, îți mulțumesc pentru Golgota ta, viața-ți dăruiesc, ea a ta. Doamne-ți mulțumesc pentru Golgota ta, viața-ți dăruiesc, ea ta. Privesc către crucea unde ai suferit, smerit de durerea ce mi-ai oferit. Mulțumesc, Iisuse, viață nouă mi-ai dăruit. Privesc către crucea unde ai suferit, smerit de-ndurarea ce mi-ai oferit. Mulțumesc, Iisuse, viață nouă mi-ai dăruit. Doamne-ți mulțumesc pentru Golgota, viața-ți dăruiesc, ea ta. Doamne-ți mulțumesc pentru Golgota, viața-ți dăruiesc, ea ta. Privesc către crucea unde ai suferit, smerit de-ndurarea ce mi-ai oferit. Mulțumesc, Iisuse, viață nouă mi-ai dăruit. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Dacă din greșeală cineva care a fost pregătit să se împărtășească și nu s-a împărtășit, vă rog să veniți la urmă și frații vă vor servi. De asemenea, pentru cei ce au rămas acasă și n-au putut să vină, vă rog să veniți în față și frații vă vor servi. Acum citim despre această lucrare pe care Domnul Iisus a făcut-o, despre spălarea picioarelor, și după aceea vom mulțumi și vom trece să facem și lucrarea aceasta. Citim din Ioan, din capitolul 13, și am să citesc începând cu versetul 10. Unde Domnul Iisus Hristos a spus așa. Iisus i-a zis, cine s-a scăldat, n-are trebuință să spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, căci știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis, nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun, căci robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Amin, amin.
Haideți acum să mulțumim cu toții Domnului și după rugăciune putem să trecem, avem două săli pregătite, una pentru surori, una pentru frați, ca să facem și spălarea picioarelor. Să ne rugăm și să mulțumim Domnului. Te binecuvântăm, Doamne, și îți mulțumim. Eu mulțumesc, Doamne Dumnezeule, pentru că ne-ai binecuvântat.